Așa bine este când îl lauzi pe Domnul și vine prezența Lui și te atinge și te sensibilizează Duhul Sfânt. Așa bine este că putem să lăudăm, să ne ridicăm mâini spre El, ca la un tată. Și El e prezent. El a promis că atunci când este chemat și unde doi sau trei se adună numele Lui, El este prezent. Slăviți să fie Domnul! Dragilor, Cartea Efesenii e o carte fabuloasă, cu adevărat extraordinară pentru că atinge teme atât de importante uh, și aduce o claritate doctrinară despre biserica și unitatea ei și cum trebuie să funcționeze. Capitolul 4, de asemenea, citindu aduce claritate chiar de la început despre chemarea noastră, care trebuie să o trăim cu nădejde și să o trăim într-un chip vrenic, pentru că noi avem o chemare atât de tare și atât de sfântă și atât de frumoasă, o chemare care cei din lume nu au încă, pentru că nu l-au cunoscut pe Hristos și de multe ori nu o trăim într-un chip vrednic, nu-L fonorăm pe Dumnezeu cu viața și cu faptele noastre, dar suntem chemați să facem acest lucru. De asemenea, capitolul 4 are în prim plan slujbele, funcționalitatea și scopul lor, care de asemenea ni se specifică clar aici că este maturizarea, și echiparea sfinților, punerea în slujire, zidirea trupului. De ce? Pentru că toate astea să convergă în omul ăla după statura lui Isus Hristos. El este standardul nostru, amin? Standardul nostru nu e uh, cultura unei Biserici în care a fost noi născut, nu este tradiția Bisericii, standardul nostru este Hristos, Domnul. Dar întrebarea mea, care mi-am pus-o sincer, e de ce termină Apostolul Pavel un capitol așa de important despre slujbe, funcționalitatea lor, care e rolul lor, care e scopul lor, cu o atenționare foarte importantă referitoare la persoana Duhului Sfânt. De ce știm asta? Pentru că Duhul Sfânt are rol sfințirea noastră, are rol în procesul ăsta de sfințire și asemănare cu Hristos, dar de ce totuși Apostolul Pavel vrea să ne dea această avertizare? Eu cred că noi cu toții am avut momente în viață când am întristat pe Duhul lui Dumnezeu. Nu știu de voi, dar eu am avut momente când n-am mai simțit prezența Lui, când m-am speriat, wow, ce-am făcut, ce gând am avut, ce atitudine nepotrivită, n-am mai avut pace, mi-am pierdut bucuria, ați avut momente din astea? dacă m ați pierdut siguranța mântuirii, când ați pierdut... Și atunci ți-ai pus întrebarea ce ai făcut, vedeți? Apostolul Pavel, în, nu numai în, în, în Efeseni, dar și în Romani, ne vorbește despre persoana Duhului Sfânt care este Dumnezeu și pe care o putem întrista, o putem stinge... Poate să se retragă de la noi dacă suntem conduși de faptele, de, de firea pământească, atunci suntem în tabăra vrășmașă, devenim vrășmașa lui Dumnezeu. Și Pavel ne dă acolo niște avertismente. Mie îmi place Biblia care are multe promisiuni și sunt toate adevărate, dar în egală măsură are și avertismente. Și de cele mai multe ori, noi vrem să fim, cum să zic, hrăniți doar cu promisiunile Scripturii. Dar, dragilor, trebuie să auzim cuvântul predicat. În totalitatea lui Amin. Nu putem să luăm doar promisiunile, doar ce ne place, doar selectiv din scriptură. Și îmi place că Apostolul face această avertizare foarte clară cu privire la persoana Duhului Sfânt, care de multe ori vă spun sincer, eu venind din cultura ortodoxă, că atunci când m-am întors la Dumnezeu, știți că am care ordine în mintea mea, sunt transparent și sincer cu voi. Undeva Dumnezeu, Tatăl, acolo sus. După aia vedea undeva venea Iisus Hristos fiu nu crucificat și după aia venea Fecioara, Maria, pentru mine, Sfinții. Adică nici nu-mi puneam problema că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Niciodată nu mi-am pus problema că Duhul Sfânt e o persoană. Și atunci când m-am întors cu fața spre Dumnezeu la 16 ani jumate și am luat Scriptura și am început să o citesc, am ajuns să înțeleg că Duhul Sfânt e o persoană. Nu e un vânt, nu e un foc, nu e o apă, nu e un porumbel. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Încă din primele capitole, din primul capitol al Scripturii, ne este prezentată persoana Duhului Sfânt care spune Scriptura că mergea pe deasupra apelor. Drag, dragul meu, e o persoană cu logică, cu sentimente, cu emoții, pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui. De asta poate fi întristat, poate fi stins, poate să se retragă din relația cu tine, poți să nu mai simți prezența. Și îngrijorarea mea, vă spun sincer, știți care este în dimineața asta? Că dacă ne învățăm să trăim fără El și să ne împietrim inima, e posibil să ajungem să ne împietrim permanent, exact ca și Faraon. Nu știu dacă ați observat, acolo la Faraon, când Moise a mers să vorbească cu el, primele cinci semne, Biblia spune Faraon și-a împietrit inima. Faraon și-a împietrit inima de cinci ori. Și de la al șaselea semn încolo zice Dumnezeu l-a lăsat să-i împietrit inima. Cu alte cuvinte, nu mai avea, a trecut de punctul în care se mai putea întoarce cu fața spre Dumnezeu. E teribil. Eu personal nu vreau să ajung și asta e îngrijorarea mea, că Duhul Sfânt te sensibilizează, îți spune într-o săptămână de o atitudine, de, de un păcat, de o mentalitate, mă schimb aici și tu continui să refuz. Și refuzul ăla poate să-l facă pe Duhul Sfânt să se retragă, nu să te părăsească, dar să se retragă și să te lase în voia minții tale. Aș vrea să citesc textul din Efeseni, capitolul 4, 28-32, pentru că aceste trei versete mi s-au încredințat în dimineața aceasta. Și Apostolul începe prin a ne spune: Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost peceturiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, citim împreună, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Următorul verset. Din potrivă, cum suntem chemați să fim? Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Vedeți cum începe acest pașa să nu întristăm pe Duhul lui Dumnezeu. Verbul în greacă, lupeu, înseamnă să nu-i producem întristare după întristare. Nu știu cum erați voi când erați mici, dar eu eram foarte zburdalnic. Și de multe ori eu întristam pe mama mea, făceam... Atâtea de multe prostii încât îi produceam întristare, după întristare, după întristare și o vedeam că la un moment dat nu mai îmi spunea nimic, să retrăgea, nu mai vorbea cu mine și mă simțeam atâta de prost că mi-am rănit mama, că am, am, cum să zic, refuzat-o, că, că am vorbit, urât cu ea. Tu știi că Duhul lui Dumnezeu poate fi întristat, știi că El poate să experimenteze durere. Cuvântul ăsta în greacă este un cuvânt care implică mai multe sensuri. Poți să-i provoși durere, poți să-i provoși coșmar cuiva, poți să-i faci un timp greu, poți să te porți cu el urât, fără respect. Și atunci, Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. Dumnezeu nu este diavolul. Dumnezeu e Dumnezeu, El e un Dumnezeu drept, e un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu blând. El atunci se retrage. Cum spuneam, Duhul spun nu este aer, El vine câteodată cu puterea unui vânt. El nu e foc, El arde ca un foc. Da? El nu e un porumbel. El a venit în formă de e, Duhul Sfânt e o persoană, Duhul Sfânt e Dumnezeu și sper ca după masă să cuprindem un pic mai mult despre persoana Duhului Sfânt. Dar vreau ca să te gândești, te-ai gândit vreodată că Duhul Sfânt are logică? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu gândește? Eu vă spun sincer, când am ajuns la concluzia că Dumnezeu gândește, am rămas șocat. Și mie mi se părea că Dumnezeu e așa un fel de energie, un fel de putere până să-L cunosc personal prin Scripturi. Un fel de, de ceva, pe El nu-L atinge nimic. Și totuși, Dumnezeu e atât de personal când vine în viața noastră, încât El poate fi rănit, poate fi mâhnit. De asta Apostolul Pavel ne spune, nu stingeți Duhul. Ai fost vreodată stins de cineva prin cuvintele Lui. Ai venit entuziasmat la El, ai vorbit și deodată te-a stins printr-o vorbă care ți-a spus-o și ai fost atât de mâhnit și a apăsat, că ți-au luat zile întregi, poate săptămâni să-ți revii. Care sunt lucrurile care îl întristează și care îl fac pe Duhul Sfânt să se retragă? Cum spuneam, îngrijorarea mea și avertismentul e nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Primul lucru care îl văd aici este amărăciunea. Amărăciunea vorbește de resentimente și spune Scriptura în Evrei 12 cu 15 Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Iată că amărăciunea, resentimentul, nu îl întristează doar pe Duhul Sfânt, dar întinează, te întinează pe tine și pe cei din jurul tău. Ați întâlnit oameni din ăștia acriți, așa care, cum te-ai întâlnit cu ei, ai zis, mamă, ce gust are, mă, nu vreau să fiu cu omul ăsta. După ce ai plecat, ai fost și tu acrit, ai fost și tu amărât. Tot ce spun, amărăciune, amărăciune, venin, fiere. Am auzit o poveste odată cu un submarin american în al doilea război mondial și se spune că avea era înconjurat de nave japoneze și nu mai avea decât șapte torpile. Și, și erau super stresați pentru că trebuiau să facă punct-ochit, punct lovit ca să doboare toate cele șapte nave. Și știi ce s-a întâmplat? Primele șase au mers. La ultima, trăgătorul n-a fost atent. Și-a apăsat un alt buton. Și-a plecat torpila și s-a întors direct spre ei. Și submarinul a explodat și toți au murit. Așa este amărăciunea. Are efect de bumerang. De multe ori zvârși amărăciunea pe altul și zici, am scăpat, m-am descărcat. Și știi ce se întâmplă? Să întoarce peste tine și te distruge. De asta amărăciunea este periculoasă și amărăciunea îl întristează pe Duhul Sfânt. Al doilea lucru e iuțimea, furia. Cuvântul acolo, în sensul original, zice că fierb cu mânie, ești gata să, să ai impulsuri de răzbunare, ură, ca flăcărele care când, când s prind, dau foc la miriște și, și ar totul în calea lor. Scriptura spune în FSM 426, mâniați-vă și nu păcă tu, iți. Ai avut momente când te-ai... Ai fost iute așa, ai fost plin de iuțeală, da? Aici, bine, în ardeal să spune că ardelenii sunt un pic mai molcom, da, Uh, mi-am schimbat părerea de când am venit mi-au -mi spus cei care au locuit în Bihor vezi, ai grijă că te duci în Bihor bihorenii sunt oltenii ardealului sunt iuți și în trafic și dragul meu, cu toți experimentăm, nu contează zona de unde venim așa e? cu toți avem momente când ne vine iuțea la ea, vine vrem să spunem, să lovim cu biciul limbii noastre pe cineva, așa e? să rănești, parcă vrei să ciupești și sunt oameni care practică sportul ăsta al iuțimii. Vin la biserică și tot ce fac, își folosesc limba pe post de bici. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsa mânia asta. Vedeți că iuțimea e împreună cu mânia acolo. Nu lăsa mânia asta care e destructivă și distruge nu numai relații, dar și relația cu Domnul. Spune Iacov 1 cu 19. Știți bine lucrul acesta, preobiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Când îți vine impulsul ăla, când se aprinde în tine focul ăla care e gata să ardă tot ce în jurul tău, să te răzbun să, 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 te recorești, cum zice românul, vreau să mă răcoresc, dar după aia ce? L-ai întristat și pe Duhul Sfânt? Ai rănit și pe cei de lângă tine și nici nu te-ai răcorit, că nu rezolvă problema că dai în alții, corect? Nu rezolvă problema când rănești pe alții. Vezi tu, amărăciunea, iuțimea, mânia, sunt lucruri care le întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ce ziceți de strigare? Acolo cuvântul și sensul original vorbește de, nu numai de strigături, nu numai de, de, dar vorbește de cuvinte dure, care rănesc. Chiar și de blasfemii. Scriptura spune în Efeseni 4:29 niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. În, în original spune niciun cuvânt corupt. Eu vreau să te întreb, tu folosești cuvinte corupte, stricate? Ai spus vreodată un cuvânt și după aceea ți rău? Dragul meu, cuvintele, rănesc. Și cuvintele nu le poți lua înapoi. După ce le-ai spus, îți pare rău. Ai, n-aș fi vrut să spun asta, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Și zice poarte în viață, zice, te și mâine iar mă rănești. Cuvintele rănesc. Cuvintele nu le mai poți lua înapoi. Și cuvintele rămân în amintirea omului. De asta e important ca niciun cuvânt stricat, corupt, să nu ne iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Întreabă-te când îți vine iuțeala aia, când îți vine mânia aia, sunt gata să zidesc sau să dărâm? Sunt gata să distrug sau să ridic? Clevetire. Aici a sensul mare are și bagiocoritori, blestămători, oameni care folosesc cuvinte de blestem sau de legături, oameni care clevetesc, care vorbesc tot timpul, asta e sportul lor. Da? Ei cu asta se ocupă duc veștile de aici acolo. Să ocupă cu poșta, cum se spune. 2 pentru 3 cu trei spune așa, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plin de bagiocori, care vor trăi după poftele lor. Sunt oameni care atunci când vorbesc în care dau o reputație altora. Vreau să te întrebești unul din acei oameni? Pentru că asta îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți, nu vreau să bârfesc, nu vreau să fiu rău, dar hai să spun ceva despre... N-aș vrea să păcătuiesc, dar... Nu, nu-l vorbesc de rău astăzi, dar doar așa, să te pun un pic în temă. Ce este asta? Să știți că Dumnezeu nu bârfește. Dumnezeu și atunci când ai păcătuit, nu o să vedeți în viața voastră. Eu nu, eu nu cred că există un proroc adevărat al Domnului care o să slujească biserica lui și să-l dea pe, de față pe unul în public. Pentru că omul ăla oricum știe, dacă ăla e curvar, degeaba ai spui tu prin profeție, Domnul mi-a zis că tu ești un curvar. El deja știe că e curvar, nu i zis nimic ca nou. Dumnezeu nu bârfește, Dumnezeu zidește, Dumnezeu vrea să salveze. Ăla trebuie să audă soluția lui Dumnezeu pentru viața lui. Amin? Dragul meu, hai să ne pocăim de clevetire. Pentru că clevetirea, în orice formă ei, că e căi că e vorbire de rău, Duhul Sfânt e întristat și se retrage. Am avut momente, sincer să fiu, când am fost efectiv ispitit să zic ceva. Și uneori am câștigat bătălia, alteori am dat drumul. Sunt convins că și voi. Și după aia mi-a părut rău. Și am zis, de ce a trebuit să zic asta? Și am simțit așa cum prezența Duhului Sfânt s-a ridicat de la mine și mi-a părut rău. Odată am făcut am avut o atitudine care l-am tristat pe Domnul și vreo 3-4 zile n-am mai simțit prezența lui Dumnezeu și atât de disperat am început să fiu, încât am început să plâng și am zis, Duhule Sfânt, nu mă lăsa, Duhule Sfânt, vină înapoi la mine. Nu vreau să trăiesc fără pacea ta, nu vreau să trăiesc fără bucuria ta, nu vreau să trăiesc fără prezența ta. Te vreau înapoi, te vreau înapoi. Și atunci când ne-ai chemat, El vine dacă își ceri iertare, pentru că l-a durut ce ai făcut. Gândește-te că atunci când practicăm aceste lucruri, amărăciune, iuțime, furie, mânie, strigare, clevetire, orice formă de răutate, da? e ca și cum avea, avea tot timpul un ac și l-am înțepat pe Duhul Sfânt. Dacă eu te-aș înțepa pe tine de vreo 30-40 de ori pe zi, ți-ar place? Ce ai face până la urmă? Nu te-ai retrage. Dacă ai avea, ai fi într-o relație și omul ăla, de câte ori te întâlnești cu el, e doar nociv pentru tine îți produce stres, îți produce răni, și ce ai face până la urmă? Te retragi, te închizi, te stingi, nu? Orice formă de răutate, orice formă de răutate. Aici sensul original este atunci când nu numai că rănești, dar plănuiești să rănești pe cineva cu premeditare, intenționezi să rănești. Adică el te-a și zici, lasă să vezi și fac l să-l prind, l-aștept la offside, l-aștept și o să-l rănesc. Deja faci o strategie în mintea ta. Biblia spune în 1 Salonicen 5, 5, de la 21 la 22, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Te ferești tu de orice inițiativă a diavolului în mintea ta? Vă aduceți aminte apostolul Petru cum să te lângă Domnul Hristos înainte să meargă spre cruce și deodată diavolul a venit și a vorbit lui Petru și zice du-te și oprește-l. Și a venit, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ajungi la cruce. S-a întors Domnul și a zis, Petre, înapoi a mea. Câte inițiative a câștigat diavolul în mintea ta? Pentru că de multe ori să știi că diavolul spune gânduri care nu sunt din Biblie, îți seamănă acolo îndoială cu privire la cineva, îți seamănă o bârfă, un gând cu privire la altul, îți seamănă neîncredere cu privire la altul și tu începi să mesteci la lucrul la, Și îți vorbești fratele de rău fără să știi. Am auzit atâta de multe cazuri în care unul s-a vorbit, l-a vorbit pe rău de altul și până la urmă a aflat că nu să niciodată ceea ce el credea. Doar pentru că cineva i-a lansat o idee sau diavolul i-a pus un gând și ăla decât a dezvoltat scenariu, filmul, telenovela. Dar când cei doi au vorbit față în față, ăsta i-a zis, măi omule, eu niciodată n-am gândit despre tine așa ceva. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Păi am avut eu un gând, te-am de te-ai uitat puțin la mine așa, Dragilor, dacă aceste lucruri le întristează pe Duhul Sfânt, amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, orice formă de răutate, atunci de ce le mai practicăm? Pentru că Apostolul Pavel ne dă acest avertisment. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ne dă, dă o listă aici. Uite cum îl poți întrista. Eu nu știu unde... V-a atins Duhul Sfânt în dimineața asta pe voi, dar aș vrea chiar acum să ne luăm... Aș vrea să... Ai vrea să mă ajut să scriem aceste șapte lucruri pe... Scrie amărăciune, iuțime, le pot scrie pe laptop și să mi le proiectez? Ok. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și orice formă de răutate putem avea și versetul acolo. Hai să ne luăm câteva momente și să ne gândim care este lucrul care noi îl practicăm din acestea. Pentru că astăzi este o zi de confruntare. Poate te crezi sfânt, poate te crezi drept, poate crezi că ai o neprihănire de sine, dar știi ce? Cu siguranță, Biblia spune adevărul și dacă Biblia ne spune că ăstea sunt un pericol pentru copilul lui Dumnezeu, trebuie să căutăm în viața noastră, să facem o radiografie, să vedem ca nu cumva una din ele să stea ascuns acolo și să fie solul diavolului în viața noastră. Haideți să ne uităm un pic la viața noastră câteva secunde. Iartă-ne, Doamne, pentru resentimente și amărăciune. Iartă-ne pentru impulsuri de răzbunare, pentru iuțime. Iartă-ne că am lăsat mânia să ne conducă deciziile uneori. Iartă-ne pentru strigări, pentru cuvinte dure care au rănit pe cei din jurul nostru. Iartă-ne pentru această clevetire, pentru bagiocoritori, bagiocoriri și pentru că am făcut numele altuia, l-am înnegrit. Și iartă-ne, Doamne, pentru orice formă de răutate. Duhul Sfânt, iartă-ne iartă-ne. Amin. Apoi Apostolul Pavel îmi place că nu ne lasă aici, ci merge să ne spună ce avem de făcut și ce fel de oameni caută Duhul Sfânt. Vrei să fii un om care Duhul Sfânt îl folosește? Să ridic o mână sus și ne vrea să fie un om care Duhul Sfânt? Slavă Domnului! Ia uite ce spune aici în final. Din potrivă, fiți buni unii cu alții. Wow! Miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Știți cum se descrie Dumnezeul lui Moise? În Exodul 34, de la 6 de la 7, atunci când Dumnezeu își face descrierea, spune așa, și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept, nevinovat, și pedepsește fără de legile părinților în copii și în copiii copilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Iată cum se descrie Dumnezeu aici. Exodul 34, 6 la 7. Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și iartă fără de legea răzvătirea și păcatul. Ăsta este tabloul despre Dumnezeu. Dumnezeu nu e un terorist, Dumnezeu nu e unul care aleargă după tine cu buta de fiecare dată când ai făcut un păcat să te pună la punct, Dumnezeu nu-i tatăl tău, nu-i tatăl meu, Dumnezeu e plin de îndurare, milostiv, bun. De asta apostolul ne dă da aici trei elemente pe care Duhul Sfânt le caută în viața noastră. În primul rând, primul element este bunătatea. Spuneți împreună, bunătatea. Bunătatea, cuvântul grecesc, Crestos, înseamnă să faci bine, să cauți să faci bine și să planifici tot timpul să faci bine. Pentru că asta este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și în veac ține Lui. Aleluia! Este și un cântec. Domnul e bun, ori și cânt. nu? Domnul bun! Îmi place ce spune Luca 6 cu 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Wow, ce greu! Faceți bine și dați cum promut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui preanalt. înalt. Iată, vrei să fii fiul de Dumnezeu? Vrei asta? Să fii fică de Dumnezeu? Știi ce avem de făcut? Să iubim pe vrăjmași, să dăm și să nu mai așteptăm nimic în schimb și să facem bine. Continuă acolo, că el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. În Roman 2 cu 4 spune Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci Dumnezeu nu vine cu sabia la tine, pocăiește-te că stai capul. Bunătatea lui, el vine și îți dă atâta bunătate încât nu mai poți rezista. El este când tu ești ca o gheață, ca un ghețar din ăla, din Antarctica, el vine cu soarele bunătății lui și topește în tine toate straturile până ajunge la inima aia de carne, ca tu să poți primi. Am auzit o poveste despre bunătate a lui noi, un om, Nicholas Whitman, nu știu dacă ați auzit de el. El a fost un copil dintr-o familie de evrei din Germania, care după primul război mondial a emigrat în Anglia și a schimbat numele în Whitman. Și acolo a început să facă bani, era industriaș, era un om cu, cu judecată, un om inteligent. Și când a început războiul și a început Hitler să persecute pe evrei, acest om, a adus pe ascuns în Anglia aproape 700 de copii și a pus în casa lui. I-a crescut, i-a hrănit și n-a spus absolut nimănui. După 30 de ani s-au găsit în scrierile, pentru că știți că evreii sunt buni la, nu, nu, la calcule, dar ei scriu întotdeauna numele, familiile, tot. S-au găsit listele în podul casei lui, cu acești copii, s-a aflat de povestea lui și toată lumea a fost uimită. El a fost ca un Schindler al Angliei. Toată lumea a fost șocată că omul ăsta a, a luat luat 700 de copii în casa lui pe timpul războiului, i-a crescut, i-a dus în școală, i-a crescut ca și copiii lui și nimeni n-a aflat până de, după moartea lui. Vezi tu, bunătatea se manifestă, bunătatea asupra lui are picioare, ea se manifestă cumva. Degeaba zici, eu sunt bun, și nu se vede bunătatea ta în alții. Faptele noastre trebuie să se vadă, amin? Noi trebuie să dublăm cu faptele crezul nostru care îl mărturisim cu gura. Degeaba spui și cum spune Scriptura, ei se laudă că îl cunosc, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Dragul meu, vreau să întreb, tu îl tăgăduiești pe Hristos cu faptele tale? Eu vreau să fiu ca omul ăsta, vă spun sincer, mai a impresionat povestea lui. A aflat la 30 de ani după gestul ăsta lui, el să deja, și omul ăsta și-a arătat bunătate și a făcut un ascuns. Și Biblia spune că Dumnezeu vede și răsplătește. Nu trebuie să chem televiziunile când faci un bine. Dacă ești bun, fii bun. Fii bun, arată-ți bunătatea. Îmi place cuvântul ăsta din limba greacă. Să fii bun, să te gândești să faci bine să să și să faci bine. Îmi place. Să fii bun nu e ceva care ți se întâmplă pur și simplu. A, trebuie să aștept să fiu bun. Asta am sentimentul la frate Sani, ca să simt eu așa, să-mi o bunătate. Nu se va întâmpla. Trebuie să alegi să-L exprimi pe Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu și să arăți ce Dumnezeu ți-a arătat și ție bunătate. De asta Apostolul Pavel zice, măi oameni buni, lucrurile astea îl întristează, dar astea îl înveselesc pe Dumnezeu pentru că îl reflectă pe el. Dumnezeu e bun și în ține îndurarea lui. Amin. Al doilea lucru care ne spune aici, fiți buni și miloși. Îmi place cuvântul ăsta, fiți miloși. Mi-aduc aminte de că când m-am când gândit la milă, sincer să fiu, m-am gândit la, 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 pilda bunului samaritean din Luca 10, 33, 34 și citesc decât un singur verset, dar un samaritean care era în călătorie a venit în loc unde era acest om bătut și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Și ce face mila? Mila nu trece mai departe. Aia nu-i milă, aia e doar părere de rău. Când îl vezi pe unul bătut pe stradă și treci mai departe, când îl vezi pe unul că cerșește, când îl vezi pe unul care are mașina stricată și treci mai departe, aia e doar părere. Ai ce rău îmi pare că nu l-am ajutat, dar tu știi sigur că nu vrei să-l ajuți. Aia nu schimbă cu nimic. Mila ce face? Mila se oprește. Și zice că s-a oprit s-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele unde de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul l-a dus la un han și a îngrijit de el și știți povestea mai departe, i-a zis angiului, ascultă-mă, eu plec, dar pune totul în contul meu și când mă voi întoarce să voi plăti totul, ai grijă de el până îl punem pe picioare. Dragul meu, Mila face acțiuni concrete, Mila nu-i doar de pe buze. Să nu iubiți, prea iubiților spune Iacov, doar cu vorba, ci cu fapta și adevărul. Îmi place ce e descrierea Domnului Isus Hristos din Matei 9, 35 cu 36. Matei 9, 35, 36. Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Însă când a văzut gloadele, i s-a făcut milă de ele. Pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-aveau păstor. Vezi tu, de multe ori vedem pe Dumnezeu așa un Dumnezeu vulcanic, gata să ne topească. Dar Dumnezeu nostru e un Dumnezeu plin de milă. Dumnezeu plin de milă. Matei 14 cu 14, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut gloatele și i s-a făcut milă de ele. I s-a făcut milă. Dragul meu, te mai mișcă mila lui Dumnezeu pe tine? Nu uita, mila nu trece mai departe, mila se oprește. Bunătatea arată a ceva. Whitman s-a oprit și a zis, știi ce, nu o să stau nepăsător, nu o să stau nepăsător, să las 600 de copii duși în lagările de Hitler, o să -i iau și o să-i cresc eu ca copiii mei și nu o să spun la nimeni, că nu vreau laude de la nimeni. Acest samaritan s-a oprit și l-a luat pe acest om și l-a îngrijit. Mila te oprește, dacă mila lui Dumnezeu nu mai lucrează în tine, e un semnal destul de, 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 de rău că ceva s-a întâmplat cu inima ta. Dacă nu mai simți nimic în vezi durerea unui om, e o problemă, omule. Dacă tu când îți povestește cineva aici a duminică, când împărtășim câteva cuvinte și nu mai auzi, îți spune, uite, trec prin încercarea aia și treci ca și cum Domnul să te binecuvânteze. Ceva e o problemă cu tine, oprește-te și spune cum poți să te ajut. Poate nu pot, dar poate știu pe cineva, dar poate nu știu, dar poate mă rog pentru tine. Îmi pare rău prin ce treci. Am auzit o poveste despre cineva care a fost diagnosticat cu cancer și la un moment dat s-a întâlnit cu unul din prietenii lui Bun la o cafea cu care obișnuia să întâlnească și printre altele îl întreabă ce mai faci. Și ăsta îi spune, uite, tocmai ce am fost diagnosticat cu cancer. Și ce ai mai făcut în rest? Ai fost la meciul? Ăsta nici n-a auzit. Și prietenul s-a întristat foarte mult. Și a zis, am crezut că sunt prieten cu el, dar nu suntem prieteni. El a trecut repede. A pus focusul din nou pe viața lui, pe viața ce a făcut, nu pe problema pe care o aveam. Dragul meu, hai să fim miloși. După asta ne vor cunoaște oamenii, dacă ne vom iubi unii pe alții. Lasă-te mișcat! Și ce îmi place la Domnul Isus Hristos și ce am văzut la El și ce am învățat de la El. Isus Hristos când trecea și vedea un om rănit, un om cu durere, se lăsa atins de durerea acelui om. De multe ori avem așa o protecție. Îmi spunea cineva, nu, 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 îmi spune problemele, te rog frumos, că nu vreau să mă, să mă, simt ceva aici, să se întâmple în mine, că după aia nu știu, nu știu cum să reacționez. De fapt, nu știu ce să fac, nu știu cum să gestionez durerea sanii, ține-o pentru tine. Dar Isus a lăsat ca durerea celorlalți să-l atingă și aia a produs în el o acțiune. Dragul meu, lasă ca durerea să te atingă. Spune Scriptura că atunci când l-a văzut pe Olog, a fost milă de el, ceva s-a întâmplat în Hristos. Când a auzit pe cei zecele proști, hai milă de noi! A lăsat durerea să-l atingă. Nu fugi de durere, durerea e un cadou. Lasă durerea altora să te atingă, că niciodată nu știi ce o să producă Dumnezeu în tine. Vă spuneam data trecută de o femeie, Maria, care stătea la televizor, era, avea un job bun, era inginer în Germania, avea o carieră faină și deodată a văzut copiii din Africa care nu aveau apă să bea. Și Duhul Sfânt a început să-i tot Vă aduc aminte, v-am povestit data trecută de ea. Și ușor, ușor a lăsat durerea aia să o atingă și a zis, nu mai pot să stau nepăsătoare. Nu mai pot să stau nepăsătoare. Pentru că mila are picioare, mila are acțiuni, mila se oprește la durerea proapului. Amin? Am auzit o poveste faină, cu un soldat al lui Napoleon, acum este filmul Napoleon, e mare reclamă cu el, dar mie îmi, plac, mie îmi plac, cum să spun, biografiile și citeam în una din biografii că la un moment dat un soldat pe care l-aveam sub ordine lui a greșit de două ori. Și știți că Napoleon nu prea stătea mult pe gânduri, dacă greșeai de două ori... Și ăsta se înștiințează mama, zice, mamă, sunt gata să fiu judecat și cred că sentința e moartea, nu am nicio șansă că împăratul a cerut să se facă dreptate. Și mama, în disperarea ei, a fost atinsă. Și în, 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 disperare a fost atinsă de durerea fiului, îmi pierd fiul din cauza neglijenței lui și a mers la împărat, s-a aruncat cu, cu, fața la pământ și a zis, împărate, te rog, și el zice, știu, vrei dreptate. Nu, nu vreau dreptate, vreau milă. Și Napoleon îi răspunde, dar el nu merită milă. Cum pot să eu dau? Și ea spune, pe împărate, tocmai pentru că nu o merită, dacă ar merita-o, n-ar mai fi milă. Și atunci a zis, femeie, du-te, îți iert fiul, milă pot să-i dau. Ce atrage mila? Știi ce atrage mila? Domnul Iisus vorbește în predica de pe munte, binecuvântați sunt cei miloși, pentru că ei vor moșteni. Lăuda să fie Domnul. Tu știi că Domnului îi plac oamenii miloși? Eu când eram copil mic, să știți că eram un copil foarte milos. Dar după ce am început să cresc și am început să intru în anturaje și am început să mi se întărească inima, am început să nu mai am milă. Și primul lucru care atunci când m-am întors la Dumnezeu, am început să-L facă Duhul Sfânt în viața mea, le spuneam la toți, ce se întâmplă cu tine? Și spuneam, Dumnezeu mă face din nou om, pentru că devenisem un monstru. Dragul meu, tu mai simți pentru aproapele tău? Te mai mișcă un copil care trece pe lângă tine? Te mai mișcă o femeie în vârstă care merge abia să ține într-un toiac și merge pe la... Să uita o, o odată, la, la, nu știu, la ce magazin acolo și tot își căuta să vadă că n-avea să-i ajungă să-și iau un unt și o pâine. Te mai mișcă lucrurile astea? Sau trăiești doar pentru binele și confortul tău personal? Pentru că mila să știi că te va scoate din zona de confort, bunătatea al Dumnezeu te va împinge din zona de confort. Dar mai este aici o chemare care ni se face. Buni, miloși și iertați-vă unul pe altul. Cuvântul din limba greacă și nu le dau asta doar ca să par inteligent că le puteți găsi pe internet, dar îmi plac sensurile, trebuie să înțelegem sensul original. Este har. Cumva dați har unul altuia. Știți că atunci când te elibera un judecător în Italia, un deținut știi ce îi punea? Grație. Te-am grațiat. Har. Am auzit o poveste despre un om care nu știu ce a făcut, probabil ați auzit-o și voi, dar îmi place povestea asta foarte mult. Și la un moment dat, nu știu dacă a înșelat status sau a făcut ceva, dar a fost arestat. Și când judecătoarea i-a dat verdictul, a zis, uite, meriți doi ani de închisoare. Și a început să plângă, și a început să smulgă por și a zis, copiii mei, copiii mei, cu cine o stătea copiii mei. Și prietenul lui cel mai bun din spate s-a ridicat și a zis, doamna judecătoare, merg eu pentru el. Iertați-l. Și a ce, de ce? Eu n-am copii, n-am familie. Deci nu vreau ca el să-și piardă familia, datorită acestei neglijențe. Intru eu pentru el, omul ăsta i-a arătat milă, a iertat. Omul ăsta era un om care nu merita, dar totuși acest prieten al lui i-a arătat milă. Spune, spune Scriptura că e important să începem să ne iertăm unii pe alții și nu știu dacă voi practicați iertarea ca și disciplină sau doar din când în când dar avem nenumărate oportunități într-o săptămână să ne, număr să ne supărăm pe alții, așa-i? Este sau nu? Să te ofensezi de ce cineva face, de ce cineva gândește, ți-a spus o vorbă, ți-o aruncă și deja... Crește în tine monstrulețul, firea. Și uite ce spune, atunci, în Matei 18, 21 cu 35, o să citesc. Matei 18, 21, 35. Atunci, Petru s-a apropiat de Isus și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Ce întrebare tare, nu? Adică, el nu păcătuia împotriva fratelui, doar el a păcătuia împotriva lui Petru. Și de multe ori, pentru că trăim într-o așa neprihănire de sine, noi considerăm doar pe alții vinovați, noi, bă, noi nu facem nimic, mă. Deci, noi nu greșim niciodată. Deci, noi suntem aproape perfecți. Aproape perfecți și îmi place de Domnul Isus că zi, îi întreabă pentru până la șapte ori, iar Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerurilor se aseamnă cu un părat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a dus pe unul care i-a datorat 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din și lui de slujbă, care era dator doar 100 de lei. A pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga, mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au auzit oare și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus, de-au spus stăpânului toate cele petrecute. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acela și a zis, Rob, Viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă mai ru. Atenție, fiindcă mai rugat. Dumnezeu nu ne-a iertat datoria fiindcă suntem buni, fiindcă avem ochi frumoși, fiindcă avem păr pe cap sau nu avem păr pe cap pentru că l-am rugat, Doamne, iartă mă că-și nu merit. Oare nu se căde asta, ai și tu milă de tovarul tău cum am avut eu milă de tine, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor? Să știți, aici în original este demon. Pe mâna chinuitorilor. De câte ori nu iertăm, se întâmplă câteva lucruri. Atenție care sunt consecințele atunci când refuz să iert. Știu că trebuie să le iert, dar nu pot. Nu pot, nu pot și nu pot. În primul rând, spune scriptura, Tatăl nostru din ceruri iartă ne greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. După aia, spune scriptura în altă parte, că dacă noi nu vom ierta greșiților noștri, nici Tatăl din cerul nu ne va ierta. Cu alte cuvinte, o să ai un cer deschis, o deconectare de Tatăl din cer și tu nu vrei asta și nici eu nu vreau asta. Asta face neiertarea, te taie, îți taie comunicarea cu Dumnezeu Tatăl, cu Ava Tată. Cerul pentru tine va fi un cer închis. Și aici mai este un cuvânt, te va da pe mâna chinuitorilor. De câte ori nu ierți, o să începi să fii torturat de demoni. Pentru că în momentul în care nu ierți și ce se întâmplă, ieși de sub umbrela și protecția lui Dumnezeu și demonii de-abia te așteaptă și zic în sfârșit încă unul la cazane, încă unul la chinuială. Tot așa va face și Tatăl meu Ceresc, dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Dragul meu, dăm voi să te întreb, cum, cum adică să ierți din toată inima? Îmi spunea cineva, zice, mă, după, după, după ce am fost în România, zice, am învățat ceva despre români. Te iartă, dar lasă cuțitul scos ca următoarea dată când faci ceva să te înțepe mai repede. Ăsta era un american și zic, bă, da, avem probleme, zic, în națiunea asta cu răzbunarea, sincer, avem probleme cu mânia, avem probleme cu mentalitatea asta, dorfan, avem și lucruri bune, dar avem câteva probleme de care trebuie să ne ocupăm ca și țara, amin? Și una dintre ele este neiertarea. Dragii mei, nu vreau să vă spun câte cazuri am întâlnit în biserică de copii care nu-și iartă părinții, de părinți care nu-și pot ierta copiii, de soții care nu-și pot ierta soții, de soți care nu-și pot ierta soțiile, de tată care nu-și poate ierta tatăl și așa mai departe pe bunicul și așa mai departe și stau legați ani de zile. Când nu iertăm, îl întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru că El ne-a iertat toată datoria. Odată vă spun sincer, aveam un resentiment față de cineva. Băi, nu știu, m-am arănit foarte tare și M-am luptat să-l iert, credeți-mă, l-am iertat și l-am iertat și l-am iertat și l-am iertat de vreo mie de ori, dar parcă tot când îl vedeam, misteri mi se ridica în mine, cum să zic, ca și cum acum am rânea din nou. Și atunci am zis, Doamne, dar ce am făcut greșit? Că l-am iertat pe omul ăsta. Și atunci Dumnezeu prin cineva mi-a deschis capul și probabil m-a învățat unul din cele mai faine principii despre iertare. Zice, da, tu l-ai iertat, dar nu uita că atunci când nu l-ai iertat, l-ai judecat și te-ai pus în tronul Domnului Isus Hristos ca judecător. Și de asta tu de fiecare dată când îl ierți și te gândești la el, simți din nou acea, acea ridicare în sufletul tău, în emoțiile tale. Și ce să fac? Cere iertare și Domnului Hristos, că l-ai judecat pe acest om, pentru că tu nu ești judecătorul. Și în momentul când l-am iertat pe omul ăsta și am cerut iertare și Domnului și am spus, Doamne Iisuse, iartă-mă că m-am pus pe tronul tău de judecător. Tu, Doamne, judești drept, nu eu. Te rog frumos să iei tronul în viața mea de judecător. În momentul ăla am simțit cum s-a ridicat, parcă mi-a smuls din inima mea un spin. Sta să vedeți ce se întâmplă. Până atunci alertasem de 4-5 mii de ori. Nu exagerez. Tot spuneam, îl iertă, îl iert. Și când îl vedeam, nu puteam să... mi era greu. După experiența asta, la 12, 12, ore, numai la 12 ore, ajung la biserică în București dimineața cu trenul, mă duc la biserică, îmi fac o cafea și când mă întorc, știți de ce nu dau? Exact de omul ăsta. Când l-am văzut, mi-a fost frică să nu mi se ridice din nou toată... Bă, dar nu mai am. M-am uitat la el și am zis, omule, să știi că te iubesc. Domnul să te binecuvânteze. Bă, ăsta s-a uitat șocat la mine. Nu știa ce să facă. Pentru că atunci când ierzi pe un om care s-a greșit, el nu știe ce să facă cu iertarea, dar îl arăți pe Tatăl Ceresc. Iertați-vă cum va a iertat Hristos pe voi. Întrebare, dragul meu, soră, frate, tânăr, mai ești tu bun? Mai ești tu milos? Mai ești tu iertător? Îmi zicea cineva, zice, ăștia trei sane eu le am într-o cutie, le scot din când în când pentru cine merită. Dar tu meriți? Eu merit? Atunci când mi-a fost greu să iert, m-a întrebat Duhul Sfânt ceva. Domnul Iisus mi-a zis, Sani, cum te-am iertat eu pe tine? Te-am iertat și mai am un carnețel aici în buzunar cu greșelile tale sau ți-am iertat toată datoria? Doamne, mi-ai iertat toată datoria. Atunci nu se cade ca și tu să arunci la coș toată datoria lor? Limităm noi pe Dumnezeu? Spune Scriptura în următorul verset, urmați de deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel zice, nu întristați pe Duhul, lucrurile astea le întristează, hai să, 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 să vă învăț ce trebuie să faceți, buni, miloși și iertători. Și următorul verset, asta e, urmați pilda lui Dumnezeu. Fiți ca El. Fiți buni, miloși și iertători. Pentru că spune Scriptura în Romane 8, că și toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fia lui Dumnezeu, dar cum poți să mai fi călăuzit dacă îl întristezi? Cum poți să fi călăuzit dacă tu îl rănești? Cum poți să fi călăuzit dacă tu îl ofensezi? Cum îl ofensezi? Prin ascultarea față de cuvântul lui. Când tu primul lucru care îl faci dimineața, intri pe media, social media, în loc să intri pe Scriptura Duhului Sfânt, ce crezi că simte el? Când el s-a lăsat aici o carte, o scrisoare de dragoste. Când Dumnezeu din ceruri s-a pus atâtea cuvinte de dragoste aici și tu primul lucru care îl faci dimineața te gândești cum să-l fautezi pe vecinul. Cum spuneam, Biblia e plină de promisiuni și sunt adevărate, amin? Biblia spune că promisiunile lui sunt întotdeauna da, dar, da și amin, da și aminul care îl spune gura noastră, noi îl spunem aminul, dar în egală măsură avertizările sunt adevărate și am găsit și vreau să vă citesc doar două sau trei versete înainte de de final, un verset din Isaia 63 de la 9 la 10, să vedem ce înseamnă când ne jucăm și îl întristăm pe Duhul Sfânt. Pentru că avertismentul rămâne, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor. Isaia 63. Și îngerul care este înaintea feței lui, ia mântuit. Citim împreună. El însuși a răscumpărat în dragoste și durarea lui și necurmat ea și a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Dragul meu, avertizmentele Bibliei sunt la fel de adevărate ca promisiunile lor. Duhul Sfânt e important. Dumnezeu o ia foarte personal când îi întristez mesagerul. Dumnezeu o ia foarte personal când îl întristezi pe Duhul. Ce au făcut? L-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt pentru că au fost neascultători. Astăzi ai o decizie de luat. Să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau să continui în neascultare și să stai în amărăciune, în mânie, în iuțeală, în vorbe de rău, în blasfemie, în clevetire, în orice formă de răutate. Dar adu aminte în momentul când decizi să nu asculți. Nu o să-ți mai fie diavolul vrăjmaș, nici vreun om. Cine o să-ți sta înainte? Dumnezeu. Măi, aș fi vrut să nu citești versetul ăsta, că mie mi îmi place să-mi spui doar de bine. Dragul meu, Biblia vorbește de bine, dar ne dă și avertismentele. Biblia e o carte sinceră, e o carte care nu te duce în eroare. Îți spune, uite calea vieții, uite calea morții. Alege! Dumnezeu e un Dumnezeu drept. Amin? 1 Tesaloniceni 5, 18 și 19 spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul! Iată că atunci când ești o persoană nemulțumitoare, stingi Duhul lui Dumnezeu. Dați-mi da voi să vă întreb, cum stați cu mulțumirea, cu recunoștința? Americanii sărbătoresc o dată pe an ieri, cred că sau la altă ziua recunoștinței, o dată pe an. Dar eu spun ceva, Dumnezeu ne cheamă să fim recunoscători în fiecare zi pentru o mântuire așa de mare. Amin? De aceea așa zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi dacă auziți glasul Lui. Vreau să te provoc la o alegere. Dacă ai făcut lucruri care l-au rănit pe Duhul Sfânt, dacă ai mentalități și atitudini care l-au îndepărtat de tine, îmi spunea cineva, poți să-mi spui tu mie cât vrei că muzica asta necreștină nu mă, mă, poluează și nocivă, mie îmi place și ce îmi place mie contează și o fac ce îmi place, înțelegi? Da, omule, dar dacă faci ce îți place, stăpânul tău ești tu, nu mai este Hristos. Mie poți să-mi spui ce vrei de filmele astea cu telenovele, eu sunt la serialul 73 și nu mă las până în ajung la 120, că acum se termină. Eu vreau să știu finalul, dă-mi voi să spun finalul. Finalul e la fel ca fiecare sezon, ca fiecare serial. E același lucru în telenovele. E același decor, doar schimbă narațiunea. Cred că ai crește mult mai mult spiritual și te-ai maturiza în loc să stingi singurătatea și văduvia cu telenovele, să te duci la Duhul Sfânt, că El spune Scriptura că e mângâietorul. El este călăuzitorul. Amen. Încă o dată, dacă ai lucru care l-ai rănit, te-ai regăsit în lista lui Pavel, în amărăciune, în sine, în mânie, în vorbire de rău, în clevetire, în strigare, în orice formă de răutate. Și ai făcut lucrurile astea, ești conștient, astăzi te-a conștientizat Dumnezeu. Pocăiește-te și vină înapoi că Tatăl Ceresc te primește. Dacă ai căzut, iarăși, de la credință și te-ai rătăcit, nu mai ai prezența Duhului Sfânt în viața ta manifestată, vină înapoi cu lacrimi și spune, împreună cu David și cu mine, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Zidește în mine o inimă curată. Că și nu vreau să mai trăiesc fără Tine. Iartă-mă pentru toate aceste lucruri care țin de trecutul meu. Astăzi vreau să te rog să mă iers pentru neglijența mea față de cuvântul Tău. Pentru trăire în păcat, pentru îndepărtarea de Tine. Și te rog, vino înapoi Duhul Sfânt. Dacă ți-ai pierdut bucuria și pacea, probabil pentru că e ceva ce ai făcut și l-a întristat pe Duhul Sfânt și El s-a retras. El nu te-a părăsit, dar El se retrage. Pentru că Dumnezeu nu e un Dumnezeu care domină, nu e un Dumnezeu care abuzează. Dumnezeu e un Dumnezeu care îți respectă voința, te iubește așa de mult, încât s-a dat voință liberă să-L alegi pe El sau să alegi să trăiești pentru tine. Haideți să ne ridicăm și să avem un moment de cercetare. Sunt eu unul dintre aceia care îl întristez pe Duhul Sfânt? Sau aleg să fiu bun, milos și iertător? Pentru că asta este pilda care mi-a arătat-o Dumnezeu.